Mulți ani tuturor pedagogilor, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Dar cine să trăiască? Să vă fericit cu o frumoasă sărbătoare, cu o minunată sărbătoare, Ziua Pedagogului. Aveți o trudă foarte mare, unde depuneți foarte mult efort și prin asta cineva vrea să vă mulțumească și să vă fericite într-un mod mai deosebit și vreau să vă întreb cum credeți cine m-a trimis la dumneavoastră în gimnaziu. Cine? Domnul primar? Cine mai poate fi? Ambi? Uitați-vă, avem pentru dumneavoastră niște flori și un mesaj de felicitare care scrie cine vă felicită într-un mod mai deosebit. Maria Sărabaș, Câșnița Prut, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului. Cunoștințele sunt foarte prețioase și necesare în ziua de azi, iar cei care le transmit din generație în generație trebuie apreciați și respectați. Vă dorim să îmbogățiți cultura în această lume și să inspirați generațiile ce vin să învețe și să cunoască din toate câte puțin. Fie ca viața dumneavoastră să abunde în prosperitate, fericire și împlinire. Fie ca zilele petrecute la muncă să fie plăcute și mereu cu experiențe frumoase. Vă dorim ca munca pe care o faceți să vă aducă mereu împăcare și satisfacție, iar zilele să vă fie pline de gânduri senine. Fiți mereu înconjurați de elevi buni și recunoscători care să se inspire din prezența dumneavoastră. Cu respect, primarul Alexandru Valachi și preotul Igor Bogdan este pentru dumneavoastră. Și acestea nu sunt doar surprizele, eu am venit cu un buchet de melodii ca să vă înveseles copii. Puteți să luați loc? Ia-te-te-a, ia-te-a. Și de aceea
personalitățile care trebuie să le faceți zâmbetul pe față. Eu cred că ceea ce am primit noi astăzi rămâne în istoria, nu a instituției noastre, dar rămâne în istoria satului, pentru că astfel de gesturi nimeni nu mi le-a oferit. Nu știu dacă și-ar avea loc cuvintele mele și-ar fi destule pentru aceste două, eu am să le spun, personalități remarcabile pentru satul nostru. Aceste două persoane, acești doi prieteni, colegi, primarul și preotul localității, pentru ceea ce au făcut astăzi pentru noi, nu știu dacă își mai merită altceva mai departe. Deci eu îmi plec fruntea în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc în numele meu pentru că permanent sunteți receptivi și ne onorați cu prezența. Vă mulțumesc în numele colectivului. Eu mă rog lui Dumnezeu să vă dea sănătate, să vă dea putere și să fiți alături de noi permanent. Și să aveți posibilitatea, să aveți puterea de a face în continuare aceste gesturi. Nu aș spune că poate dintr-o parte s-ar vedea un pic. Este enorm pentru noi, credeți-ne, pentru noi profesorii care zi de zi, poate cu greutate și poate cu durere în suflet, dar cu zâmbetul pe față, care trebuie să facem față lucrurilor. Vă mulțumesc din suflet încă o dată, dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru timpul care anume acum s-a găsit prilejul ca să veniți. Și mulțumesc tuturor care într-adevăr au putut ca să fie alături de noi și care au construit acest drum. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunteți toți. Mulțumesc din suflet. Extraordinar!